În aparență un banal profesor bugetar de matematică, șoferul acestui automobil ascunde o grămadă de secrete. La prima vedere are o față blagină și un aspect modest, dar în realitate el conduce din umbră o rețea mafiotă în toată regula. În 1999 a dat un tur imobiliar care l-ar putea plasa pe primele locuri în top 300, însă a avut grijă ca banii să-i depună în zeci de conturi în băncile din Cipru. Apropiații îl numesc Balaurul și pe bună dreptate așa și este. Nici un rival de-al său care a încercat să-i stea în cale nu mai este acum în viață. În 300 de metri te încadrezi pe banda întâi și o să ai posibilitatea ca să vezi cea mai mare casă din România. Înalt, oache și când stărit peste 150 de kilograme, proprietarul ei este cel mai mare escroc al județului, care timp de 20 de ani a făcut contracte avantajoase cu statul umplându-și buzunarele. Numele s-a vehiculat în diverse afaceri scandaloase, iar el este considerat capo di tutti capi și conduce județul din umbra sa. După ce ai presemnalizat trecerea de pietoni, ai putut observa o doamnă cu poșetă de 30.000 de euro și pantofi de alți 20.000 de euro. Treaptă cu treaptă a urcat pe scara socială până a ajuns prima doamnă a orașului. Zecile de apartamente închiriate, chioșcuri și magazine alimentare îi asigură traiul bun de zi cu zi a vampei, trai la care nu ar putea visa 95% dintre doamnele de rând. Actele de caritate pe care le face sporadic și de față cu toată presa îi ascund mârșăviile, ea care a lăsat în fundul gol 3 milionari de carton. Aparent simpatică și binevoitoare, doamna de petrecerea de pietoni e o perversă și o milfă periculoasă. Protejat de hainele poliției rutiere, acest bărbat din stânga ta are un trecut tumultuos. Condamnat la 18 ani pentru viol, a reușit să spele dosarul datorită unchiului său, care pe vremuri avea la picioare toată poliția română. Academia de Poliție a absolvit-o cu 100 de oi livrate profesorilor de către tatăl său, cel mai mare cioban din Jina.